Bună dimineața! Bă, bună! Filmăm și noi aici, cum mâncăm cu copiii. Ce faci, mă, patroane? Caut pleșcă, nu sunt patron. Ce? Caut, nu sunt patron. Ajută la Alex. Nu e ăla, nu e. Ia stai, mă, uită. Da, ăla se depune la burticuță, mâncața și șoricii tăi. Ăsta-i bine. Mâncața și șoricii tăi. Așa și? Și vreau să-i pap, să te înghit în mine, cu tot cu hamburger. Ce? Să te înghit. Să te mănânc cu tot cu hamburger. Aaa. Înțelegi? Cum sunt dozele voastre de suc? Ce doze? Până ați comandat doze, m-am dus doar și astea. Nu, mi-a cumpărat și prea suc și am spus că am luat suc la doze. Ia filmează când vreau să mănânc și eu puțin cu ei. Aici o felie de pizza. Mi-a dat salată. Mi-a dat salată. Ce salată? Nu știu salată. Mix tai tu cu ei după aia, ca să poți să fac și eu, da? Asta faci. Vine și mădăina, mădăina noastră. Dar trebuie să fie măcar apă. Ia apă afară, nu? Ce apă? Da, mami, ia apă. La sticlă sau bă, la... E bidonul de mare, 5 kg, de la 5 kg, de la... Da, dar vezi că e apă. E frigider? Da, nu în frigider, du-te că nu mai trebuie. Bunicule, n-ai spus fără castraveți. Ia tu, Mex, ajută-l. Hai, stai, vine un pace să te pune aici. Vine ăsta lui Alex și ia orde. Păi de ce de ăsta jos? Nu-i place lui, iar tu. Și cum mănânci așa? Nu-i place lui castraveciorii. Mă, nu stai și ăsta, îl mai pun înapoi? Da, îl pui. Dau jos astea castraveții? Ia uitați, Doamne. Păi așa trebuia să comanzi, fără. Hai, bă, mai e, stai. Hai, mă, că nu mai e. Asta unul, lasă-l, mă. Hai. La te bagă în gură. Pe și unde vezi să bă? Hai, ăsta e lui Alex. Și ăsta? Ăsta e lui David. A lui David, dar David e la Craiova. E la Craiova. Madalina. Vezi că ți-a picat acolo mână și o feliuță de asta mică. Eu mănânc asta, ce ați aruncat voi, uite. Cum o să nu mâncați cașcavelul ăsta, cașcavelul? Nu le place, mănâncă-l tu. Ha? Nu le place lor, mănâncă ce vreau ei. Da. Da. De la da. Mare puneți în pahar, e apărat 5 de zi, apă plată. Mai aveți și voi apă, că e mai bună ca sucul. Beți un suc, dar apă trebuie și apă la grăzan, înțelegi? Apă plată e cea mai bună. Și ce-mi place mie? Ouă. Ouă. Două. Ouă, 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 mănâncă aici la masă. Patroane, vino aici. Așa, stai aici, jos. La mâna din picioare, te-ai făcut. Vino în coace, mâncați așa oricul. Lasă, nu mai te văita, lasă, dacă s-a îngreșat, s-a îngreșat, ce vă te văi? Dă-te mai încoa, mai încoa, mai încoa, mai încoa aici. Șoricul tău. Lasă-le așa. Ce să le facem? Sunt alții mai sexy. Nu vreau să vorbesc nimic de alții, de altcineva. Păi nu, eu am zis că sunt alții mai sexy. Lasă-ne pe noi așa cum ne-a lăsat Dumnezeu. Îi mulțumim lui Dumnezeu. Nu mai vorbim deloc. Am văzut filmele lor, vlogurile lor, nu comentez nimic. Nu vreau să mai spun nimic. Că spun că de la mine a plecat totul sau ceva, de la denunț sau... Nu mai. Credeți că eu sunt bine când văd de lucruri de astea? N-am dormit toată noaptea. Nu, nu am dormit. Nu am dormit. Nu mai dau niciun răspuns la nimeni. M-am trezit cu noaptea în cap. Adică de ce? Nu am dormit nici el, să știi, aseară. Am crezut că e noapte. Să scula, să uita la mine. Ați comandat, asta e cu ceapă? Da. Oh, miros la ceapă. Ce pupie cineva? Da. Pupe cineva și mi-aș la ceapă. Păi și n-am voie, mă, Bobi, să uite, te puși pe tine, hai. Mâncarea mea, ăsta. Da. Da. Mă duc în cameră, la televizor. Tu ce, unde vrei, tu, acolo, stai. Și mănânc ceapă, ce trebuie să pup? Poate-ți găsi și tu o galică, na. Unde? Pe aici, prin oraș. Păi și am. Tu ai? Orice am văzut în poze. Ai și tu, Gagici? Știi ce spune el? Că te-a văzut atunci cu Loredana Chiu și tot mi-a spus și mie furii și a venit și mi-a spus. Da? Da. Ai văzut poza cu Loredana Chiu? Uh-huh.
Apoi ia nu știu ce trebuie să fac. Ce, ai gagică? Tot e Dana? Am mai multe. Oh, tu ești șeful lor. Exact. Dar tu ești bossul ăla mare. Prietene, am fost cu mânuțele tale de... Spune că am fost cu el la ochelar și încă nu sunt gata, nu știu cum. Lasă că pentru că știm noi. Abia luni avem, că doctorul vine numai în fiecare lună aici la noi. Vine din... E de la Craiova. Vine din Craiova? Are cabinet aici la noi la Strehaia, are și ochelari bune, am văzut că și de-aia vreau să iau de aici. Știi că ai fost cu mine? Am văzut. Am fost cu el, aveam programare luni la ora 11. Bunica, sunt și după Tănuț. Păi de acolo ne luăm amândoi, și tu și eu. Avem programare, e 70 de lei. Așa și? Așa și? 70 de lei, trebuie să dai banul, să mangi banul aici la buzunar. Păi și la gagică ta, nu iei? Ba da, eu. A? Ia ochelari. Am mâncat de m-am săturat. Eu nu. Așa că ochelarii, luni vine doctorul, că cum să mă duc doar să, gata, cumpăr ochelari, nu trebuie să-l verifice la control. Control se face la 6 luni. Adică, la 6 luni. Să te verifice, să spun. Ales, tu nu mănânci pizza, mami. Să pun aparatul? Nu, te verifică să vadă ce număr îți de la ochelari, știi? Că alea sunt vechi, de un an și... Am înțeles? Mă înțelegi, prieten? Prietene. Am fost azi, eu ne-am văzut că vine luni, ne verifică pe amândoi la ochi. Da. Și dăm comandă ce de care vrei tu. La ramă, că am văzut că au ochelari faini, aia mici care i-ai probat, aia ce faini erau. Da. De plastic negri, așa, de samen pe Harry Potter. Dar nu îmi plac că arată ca taică mi-e așa pătrăț. Păi cum vrei? De care vrei, băi, îți iau, bossule. Mi-au păi nu, mami, dar să-ți vadă de un altul, să-ți facă și bine să nu te deranjează la un loc. Nu seamănă că nu, să fie frumos. Îmi recomandă doctorul. Da. Mai mici, mai mari, dar las că știm de ce. Luăm așa ceva fain. Bun, asta era cu ochelarii. Și în rest, prieteni, nu vreau să mai comentez absolut nimic, nu mai vorbesc nimic, las lucrurile să meargă așa, dar fiecare să-și vadă de treabă. Pentru că nu e ok. Multă lume dă vina, ba pe mine, ba nu știu ce. Nu e frumos, doar atât vreau să-i spun. Mamă, de când? Că nu e frumos, a văzut toată lumea cum a înjurat măgarul, să-i zic iar așa, cum a vorbit. Bunicule, spune și eu. Stai puțin. Cum a vorbit de Câmpeana, că vezi Câmpeana e 2-2. Păi nu okay, e frumos, nu sunt grasă. Îi mulțumesc, Lumina. Păi nu sunt gras. Îmi mulțumesc și lui Măgaru, că auzi, vezi, Doamne, de unde trăiesc eu și ce fac YouTube-ul. De asta îl iubesc eu pe ursul, că ursul nu m-a jignit odată. Da. Odată nu m-a jignit. Gata, hai să nu mai, că nu vorbim, doar am zis așa. Niciodată, mamă, vorbește Măgaru, auzi, că sunt 2-2, auzi. Nu mai vorbesc nimic, a? Doar atât am vrut să spun, dar nu. Lumina să facă ea ce vrea ea. Nu-i mai spun nimic, nu-i comentez, nu-i dau niciun răspuns. Cum a zis ea, așteaptă răspuns de la fiecare, nu. Să-și vadă de treabă acolo și cam atât. Gata, pentru noi cum sunt zero toată lumea. Nu, Câmpeană, nu mai vorbi așa. Nu vreau să mai aud probleme prostii de astea și nu mai. Să facă fiecare ce vrea, și Dănuț, și ea, și Brunețica asta, și Jianu. Ce vor ei, aia facă. Dar pe mine să nu mai mă întreabă niciodată nimeni nimic. Da, am văzut cum e, mă înțeleg situația fiecăruia, dar am văzut multe și nu mai vreau să spun pe vlog, pentru că mulți, că eu sunt de vină și toată noaptea n-am dormit, am văzut și mesaje și alea și...
Nu mai vreau să comentez de nimeni nimic. Mai încet, mai încet, bă, curcănelule. Stai jos, mamă. Revenim? Da, mai târziu. Mai. Ce faceți, bă, copii aici? Da, păi puneți aici jocuri dacă vrei, că eu mă uit la meci. Ce faceți, mă, băieți, curățenie, că era aici o dezordine. După ce ați mâncat pizzăraia aia. Mădălina, nu spui surpriza la prietenii noștri, că eu așteaptă. Ce surpriză? Permis! Când? Nu știu, să vine mâine, cred că. Mâine? Mâine singur, nu mai. Ia, Alex, filmează. Să spun eu la prieteni. Prieteni, surpriza... Aoleu, ce mă dor ochii cu ăla și dacă... Spune-mi, Mădălina. Ți-am spus, surpriza s-a amânat pentru mâine. Dar tu de ce n-ai făcut vlog să spui? Că n-am avut timp. Păi, deși la mine e târziu, prieteni, la ora asta vlogul, dar punem și așa, pentru că am asta avut... Asta e, mai ratăm și noi o zi. Astăzi am avut multă treabă și... Poți să pui vlog să povestești mai târziu când termin. Prieteni, am avut multă treabă. Ați văzut cu nepoții mâncărică, Dănuț cu Mădălina pe bunica, la Craiova, vreau noi pe acasă. Bunica, vreau sarmale cu smântână. Mâine dimineață. Păi știi ce ți-am luat, mă, poradelule? Ce? Tu care spuneai, cum spuneai când întindeai în muștar? Vreau și eu să întind și eu. Cum ai zis atunci? Să bolesc. Să bulești? Nu, stai. Să bolesc. Să bolesc? Grăsanul meu, fetița mea, tu ești fetiță? Nu, sunt băiat. David, dă-i mai încet melodia. Așa. Ce? Ce dă David mai încet muzica. Da. Prietenii asta... Alegă-l pe Mamoni. Stai puțin. Prieteni, bă, ce faci? Stai, bă, rușine. Bă, pauză. Lasă, nu-i nimic. Stai. A scăpat un părț, asta e. Bobiță, mai scapă câte un părț, asta e, nu-i problemă. Nu-i problemă de război. Da. Prietenii, ați văzut Mădălina, mâine vă spune, pentru că o să vedeți mâine, mai puțin, trece seara asta, oricum, uite, n-am mai făcut nici vlog, nici Dănuț. Păi da. A făcut? Nu, dar a zis ăsta ce surpriza, trebuie să o tai. Lasă așa. Nu mai. Lasă cine, asta e, vedem, asta e, dacă a zis, poate că nu se aude. Va, se aude. Nu mai, lasă. Trebuie să oricum mâine... Domnul a tras și el în pânt. Păi de ce? Câteodată n-ai cum să plici să mai dai o dată în altă parte. Ți-a scăpat. Vezi că luni la ochelari. Programare. Ia pune-mă pe ăștia, ia. E? Ia pune-mă un pic pe ăștia-i mei. Ține telefon. Leonardo... Nu mai are acum așa seara, are 60. Aaaa, ce bine este, cum? Ia. Nu-i clopoțel. Vezi bine cu ei, cum vezi? Hai, cum vezi? Sau vezi ceață? Văd bine. Cum bine, deci dit, e 1.2 aia, 1.25, ia vin umba. Yo. Mă de fapt bici. Ia uite, pau. Ando clopoțelul, tu să nu. Eu văd foarte aproape cu ăștia. Apoi îți de citit, voi patroane. Tu știi că tu ești patron? Îți de citit, ia uite de aproape. Gata, prieteni, încheiem vlogul. Mâine o să vedeți surpriza, ne pare rău. Pentru că s-a amânat, că nu a fost... Nu a fost ce trebuie. Adică nu a fost ce trebuie, să spun eu așa. Bine, hai. Stai să... Revenim mâine cu surpriza mea și cu surpriza lui Mădălina. Ia mă. Bă, nu mai alerga Alex cu telefonul ăsta. Ce faci, mă? Puneți-vă acolo și fii atent în seara asta, dorim de vreme, bine? Păi nu, eu vreau să bag pe mea acolo. De ce nu te juci la televizorul tău din cameră, David? Ia uite. Ia, mai fă că nu te-am prins. Bucătare, răbunicule. Hai, lasă figura. Ia, cum dansezi tu? E
șmecherul barul ăsta. Bine, prieteni, ne auzim mâine, adică nu mai este mult, mâine ne auzim cu surpriza și... Adică mâine... Hai că de câte ori m-ai oprit? Gata, prieteni? Mâine ce nu e... Ce l-ai oprit? Nu oprit. Mâine nu e mic. Mâine nu e mult. Aha. Gata, prieteni, o seară faină, vă dorim și ne auzim mâine. De mâine vreme, cu la surpriza 5-6. Ce? Hai, o seară faină, vă pupăm. Pa!